Cunosc multe persoane care se descriu ca fiind pufoase, chiar dacă nu au foarte multe kilograme în plus. Statul acesta de grăsime care te face să pari pufos la atingere este de la prea mult estrogen de multe ori. Și îl văd mai ales la femei, însă sunt și bărbați care au această problemă. Când e prea mult estrogen în corpul unei femei, pot apărea balonarea, sensibilitatea și inflamația sânilor, nodul la sân, libido scăzut, menstruații neregulate, accentuarea sindromului premenstrual, schimbările de dispoziție, durerile de cap, anxietate și atacuri de panică, creșterea în greutate, căderea părului, mâini și picioare reci, tulburări de somn, oboseală sau letargie, probleme de memorie, o grămadă de subiecte. La bărbați, simptomele pot fi legate de infertilitate, de disfuncții sexuale, erectile, de creșterea sânilor și obezitate. Analizele prelevate din sânge pentru această verificare sunt estradiol seric, estriol seric și estron seric. Cauzele dezechilibrului pot fi chiar din alimentație. Carnea de pui este plină de hormon de creștere ca să crească rapid la dimensiuni mari. La fel primesc și vitele hormon de creștere. Soia aduce estrogen și acum o găsim în foarte multe alimente. Asta doar ca să dau câteva exemple. O verificare nu strică niciodată ca să știi de unde pornești, de aceea ți-am dat această informație astăzi. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!